Corjul apare ca o zonă binecuvântată de o salbă de mănăstiri și schituri, aflate parcă într-o strânsă îmbrățișare divină cu cerul, toate acestea conectând la această stare orice credincios însetat după cunoașterea lui Dumnezeu. Un statut aparte îl are mănăstirea Lainici, aflată la granița geografică între două ținuturi istorice, Valah și Transilvan, un important obiectiv religios și turistic situat în mijlocul mirificului defileu al Jiului, aproximativ la jumătatea distanței dintre Târgu Jiu și Petroșani. O mănăstire care a cunoscut și a rezistat vicisitudinilor istoriei, o trecătoare prin munții de piatră, care ar fi interpretarea etimologică a cuvântului Lainici, izolată multă vreme până la construirea actualei șosee la sfârșitul secolului al XIX-lea și mai apoi în secolul XX a căii ferate Bumbești-Livezeni. O mănăstire care avea să fie în centrul unor evenimente istorice care au marcat zona Văii pe unde curge Jiul, cu o vechime care putem spune că se pierde în negura vremii prin începuturile sale. Marele ctitor de lăcașuri sfinte din țară, Sfântul Nicodim de la Tismana, a construit aici un prim schit din lemn. Așa au fost începuturile. Defileul Jiului, o zonă care leagă Transilvania de Țara Românească, cele două vechi regiuni românești. Defileul Jiului, o zonă în care avem însă secole de credință și de spiritualitate. Și când spunem asta, ne gândim în primul rând la un loc absolut magnific, Mănăstirea Lainici. Tradiția vieții monahale în defileul Jiului este din secolul al XIV-lea, când Sfântul Nicodim de la Tismana a venit din muntele Athos, din Grecia, de la mănăstirea sârbească Hilandar și a înființat mai multe mănăstiri și schituri împreună cu ucenicii săi. În mod concret, în defileul Jiului avem ruine din vremea lui Mircea cel Bătrân la mănăstirea Vișina, iar aici la noi, la Lainici, Sfântul Nicodim a viețuit într-o peșteră, deoarece el căuta liniștea, retragerea, scopul principal al vieții de rugăciune, pe lângă faptul că a înființat și niște mari lavre monahale, niște obști monahale, după modelul muntelui Athos. Cele mai cunoscute sunt Vodița și Tismana, unde se află și mormântul Sfântului Nicodim, pe care și l-a săpat singur,
și chiar o parte din moaștele sale, vorba de un deget. Alte locuri unde Sfântul Nicodim și ucenicii săi au înființat diferite obști monahale ar mai fi, după tradiție, Topolnița, Gura Mutrului, Coșuștea Crivelnic. De asemenea, a trecut în Transilvania și a viețuit la mănăstirea Prislop, unde a și caligrafiat renumitul tetraevanghel slavon în anul 1405, care se păstrează astăzi la Muzeul de Istoria României de la București. Tradiția vieții monahale din vremea Sfântului Nicodim s-a perpetuat până în zilele noastre și s-a consemnat chiar în scris în cronica în versuri intitulată Plângerea Mănăstirii Silvașului din secolul al XVIII-lea, unde se relatează că Sfântul Nicodim a viețuit în Pasul Surduc, cum se numea în vechime Pasul Lainici, într-o peșteră. Peștera respectivă s-a localizat în apropiere de actuala gară Lainici. De asemenea, sunt și alte elemente care fac legătura cu tradiția Sfântului Nicodim. Este vorba de hramul bisericii vechi, ce s-a pus când s-a zidit între 1812-1817 și anume intrarea în Biserica Maicii Domnului, acesta fiind hramul mănăstirii Hilandar din Muntele Athos și care se mai întâlnește doar la unul din schiturile, fostele schituri ale mănăstirii Tismana. După Sfântul Nicodim, când probabil a fost o bisericuță de lemn, sau o viață sihăstrească, deoarece Sfântul Nicodim, pe lângă faptul că a reînnoit monahismul românesc, a dat și o formă de organizare atât obștilor monahale, cât și un impuls vieții sihăstrești. Aici, în defileul Jiului, a predominat viața pusnicilor până în zilele noastre. De aceea, însă, toponimia din jurul nostru ne arată că au viețuit pusnici, cum este Poiana Pusnicului sau Stâncile lui Rafaila sau Scăunelul de lângă noi, de lângă mănăstire. Toate aceste elemente de toponimie arată că au viețuit pusnici care s-au îndeletnicit cu rugăciunea neîntreruptă, cu rugăciunea minții sau a inimii sau rugăciunea lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. De aceea, pe lângă viața de obște aici la Lainici, s-a dezvoltat și o viață sihăstrească, pusnicească. Acest lucru îl dovedește însuși grupul pusnicilor care s-au așezat aici înainte de 1784, conduși de schimonahul Atanasie, care au venit din Transilvania. Acesta este al doilea moment sau momentul documentar de înființarea mănăstirii Lainici și anume pentru acest grup s-a făcut inițial o biserică de lemn care s-a demolat și s-a construit după moartea pusnicului Atanasie biserica actuală de cărămidă între 1812-1817. Acest grup venea din Transilvania, dar pusnicul Atanasie care îl conducea provine de la unul din schiturile mănăstirii Tismana și a trecut în Transilvania, pe versantul transilvanian al munților Vulcan, pentru a apăra ortodoxia greu încercată de stăpânirea habsburgică în vremea respectivă. N-a reușit să stea foarte mult timp în Transilvania, de aceea a fost izgonit de acolo și a venit și s-a așezat în acest loc, pe această limbă de pământ, pe lângă Jiu, unde era o tradiție monahală străveche și era apărat de stăpânirea habsburgică care persecuta pe românii ortodoxi. Pentru grupul respectiv de pusnici, sigur, s-a construit, cum spuneam, o biserică de lemn inițial și după moartea pusnicului Atanasie, ctitorii, principalele familii de boieri din Gorj, s-au gândit că ar fi bine să facă o biserică de cărămidă ca să reziste peste timpuri și să fie de folos grupului care a rămas aici după pusnicul Atanasie. Așa ajungem la al treilea moment, când s-a ctitorit propriu-zis biserica pe care o vedem și astăzi în mănăstirea Lainici, care datează de aproape 200 de ani, care are hramul intrarea în Biserica Maicii Domnului. A fost construită în timpul domnitorului Ioan Gheorghe Caragea, penultimul domnitor fanariu din Țara Românească, și a episcopului Galaction al Râmnicului, de principalele familii de boieri din Ținutul Gorjului. Este vorba în principal de Stanca Sărdănescu, o femeie care a fost căsătorită în două rânduri, în familia Măldărescu și familia Poenaru, și care s-a călugărit în ultima parte a vieții cu numele Calistracta, așa cum apare în tabloul votiv și în pisania de deasupra ușii de intrare în biserică. Ea însă a murit înainte de a se termina biserica și a lăsat pe doi nepoți ai, Răducanu Sărdănescu și Nicolae Brăiloiu, să continue lucrările, ceea ce s-a și făcut. În afară de aceștia, mai sunt și alte familii ctitori. Este vorba de boierul Iordache Fărcășescu, care a avut proprietățile în această regiune și o parte din ele le-a dat pentru întreținerea mănăstirii, dar s-a și călugărit în această mănăstire cu numele de Iosif.
În tabloul votiv al ctitorilor apare și nastavnicul sau starețul de atunci al mănăstirii, Iosif, ieromonahul, cât și un călugăr, monahul Misail, probabil un iconom al mănăstirii. De asemenea, tot în tabloul votiv apare și o pusnică, schimonahia Onufria, care făcea parte din familia ctitorilor și probabil o parte dintre ctitori sunt îngropați fie în jurul bisericii unde a fost cimitirul propriu-zis al mănăstirii, fie chiar în pridvor, cum s-a și descoperit recent osemintele Zenoviei Monahia și a lui Misail călugărul. La începuturi, biserica avea numai altarul și naosul, apoi s-au adăugat pronaosul împreună cu pridvorul. Norii negri a istoriei s-au abătut asupra mănăstirii Lainici. Turcii au devastat-o pe la 1816, drept represalii fiind faptul că monahii l-au ascuns pe Tudor Vladimirescu aici, el luptând împotriva turcilor în războiul ruso-turc din 1806-1812. În războiul de independență 1877-1878, personalul monahal de la mănăstirea Lainici a dat dovadă de mult spirit și abnegație în îngrijirea soldaților răniți sub supravegherea Crucii Roșii de la Târgu Jiu. Primul război mondial, 1914-1918, a marcat cu siguranță cel mai mult viața obștei, ea fiind prinsă între cele două tabere beligerante. În apropiere și-a pierdut viața generalul Ion Dragalina, împușcat în octombrie 1916, într-un moment în care încerca să organizeze retragerea trupelor române prin defileu. Perioada comunistă și-a pus și ea o amprentă nefastă, începând cu abuzurile comise de cei ce lucrau în 1948 la construirea căii ferate Bumbești-Livezeni, până la desființarea sa ca mănăstire independentă în 1961, timp de un deceniu ușile bisericii fiind închise cu lacătul. După anul 1975, o serie de stareți cu multă personalitate au repus în drepturi identitatea mănăstirii printr-o serie de îmbunătățiri și rânduieli ascetice monahicești. După anul 1990, crescând afluența credincioșilor, s-a impus ideea de construirea unei noi biserici, a cărei piatră de temelie a fost pusă în 20 aprilie 1990. O biserică inedită, prin planul său arhitectonic, împărțită conform celor două perioade fundamentale în istoria bisericii creștine, cea de la anul 1 până în anul 313, perioada bisericii din catacombe, cu picturi din viața creștinilor acelei perioade și biserica din sfânta ei tradiție. Cea de la anul 313, în zilele noastre, la nivelul superior, unde sunt marcate cele mai importante momente din istoria bisericii creștine, cu cei mai reprezentativi sfinți din toată lumea și din toate timpurile, ca o cronologie și universalitate creștină. În interiorul său, o floare adusă în anul 2006 de la Muntele Athos, icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoare, a cincea copie din lume, executată în ultimii 10 ani, adusă la mănăstirea Lainici ca un semn de binecuvântare. Viața cea mai bună.
Cel mai osârduitor egumen al mănăstirii Lainici, născut la București, a avut o fire meditativă și predispus la rugăciune încă din fragedă pruncie. Crescând în preajma Sfintei Biserici, Irodion a fost atras de mănăstirea Cernica, devenind viețuitor al ei la vârsta de 20 de ani, sub oblăduirea starețului Calinic. Tradiția isihastă reprezintă o înnoire a monahismului care a avut loc cu preponderență în Imperiul Bizantin și mai cu seamă în Muntele Athos în secolul al XIV-lea. În această tradiție isihastă s-a format și Sfântul Nicodim de la Tismana. Elemente ale tradiției isihaste la Sfântul Nicodim le recunoaștem atât în forma de organizare a mănăstirilor, după modelul Muntelui Athos, și anume este vorba de așa numita samovlastie, adică independența mănăstirilor față de orice autoritate de stat sau bisericească, și anume, în principal, este vorba de dreptul de a-și alege starețul din interiorul mănăstirii și nu din exterior. Această formă de organizare care se păstrează și astăzi la Muntele Athos a fost temelia organizării monahismului românesc în secolul al XIV-lea. Fără îndoială că forme de organizare monahală au existat și înainte de Sfântul Nicodim, așa cum avem într-un document de la 1359, în actul de întemeiere a Mitropoliei Ungrovlahiei, dar dezvoltarea și organizarea pe criterii isihaste s-a făcut de către Sfântul Nicodim de la Tismana. Este vorba de introducerea rugăciunii isihaste în viața de obște. Deci nu numai în retragere prin peșteri, într-o izolare totală, cum de altfel și Sfântul Nicodim a practicat alternanța aceasta între viața de obște și viața de sihăstrie, de puznicie, ci chiar îndeletnicirile călugărilor dintr-o obște monahală să fie de origine și cu scop isihast. Pentru a se ruga continuu, deci chiar împletind activități deosebite în mănăstire, este vorba și de activități culturale, cum a fost caligrafia. Sfântul Nicodim, știm bine, înființând o adevărată școală de caligrafie, mai ales la mănăstirea Tismana, el fiind un iscusit caligraf și fără îndoială că a avut ucenici și a instruit pe cei din mănăstire în sensul acesta. Deci isihasmul nu este doar o formă lăuntrică de concentrare și de rugăciune, ci și o materializare culturală în exterior, și anume este vorba de aspectul liturgic și de aspectul iconografic sau cultural în general. Lucrul acesta îl vedem încă o dată din viața și activitatea Sfântului Nicodim. Am să mă refer doar la corespondența pe care a purtat-o cu Sfântul Eftimie de Târnovo, în care era interesat de cetele îngerești. Deci scrierile Sfântului Dionisie Areopagitul erau în atenția Sfântului Nicodim și a Sfântului Eftimie de Târnovo. Știm de altfel că Sfântul Dionisie Areopagitul cu scrierile lui sau Sfântul Simeon Nou Teolog stau la baza isihasmului din secolele 13 și 14. Și lucrul acesta îl observăm și din delegația care a mers la Constantinopol în 1375, în care a participat și Sfântul Nicodim ca translator, și când a primit de la Patriarhul Constantinopolului Filotei Cochinos rangul de arhimandrit și bederniță și dreptul de a sfinți biserici și moaștele care se păstrează astăzi la Tismana, dăruite tot cu acel prilej, prilej care a avut un rol deosebit în împăcarea Bisericii de Constantinopol cu Biserica Sârbă, asupra căreia Patriarhul Calist I aruncase anatema cu câteva decenii înainte, și prin împăcarea aceasta, deci, Sfântul Nicodim a participat în delegația sârbă condusă de Isaia de la Hilandar. Știm că acest Isaia de la Hilandar a tradus operele Sfântului Dionisie Areopagitul, manuscris care a ajuns mai târziu la curtea lui Petru Rareș al Moldovei și care astăzi se află la arhivele
de stat din Chișinău. Toate preocupările acestea, adăugând și viața de rugăciune și de sfințenie ale Sfântului Nicodim și ucenicilor săi, cât și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu la intervenția sa, arată că temelia monahismului din regiunea în care ne aflăm este de origine isihastă. Lucrul acesta s-a perpetuat și la Mănăstirea Lainici, pe de o parte prin pusnicii care au viețuit aici, și avem chiar un exemplu strălucit în secolul al XVIII-lea, în timpul cuviosului Irodion, când episcopul Ghenadie al Râmnicului a venit într-o vizită canonică și a întâlnit un pusnic la locul rele, care, în urma discuției pe care a purtat-o cu episcopul, s-a făcut nevăzut din fața episcopului. Deci avea mai multe harisme, între care și harisma aceasta de a se face nevăzut. La propunerea episcopului de a-l hirotoni preot, el s-a făcut nevăzut. El stătuse în muntele Athos și venise pentru mai multă retragere la schitul Locurele, unde a trăit ultima parte a vieții și la 1889 a avut întâlnire cu episcopul Ghenadie al Râmnicului. În afară de acest exemplu, sunt multe alte exemple, dar în principal trebuie să mă refer și la hramul, intrarea în Biserica Maicii Domnului, pentru că, dacă ne amintim, Sfântul Grigorie Palma, exponentul cel mai strălucit al isihasmului bizantin din secolul XIV, într-o omilie la intrarea în Biserica Maicii Domnului, spune că Maica Domnului a dobândit rugăciunea isihastă în cel mai înalt grad în templu prin șederea ei în Sfânta Sfintelor. Ori, lucrul acesta, apelul la astfel de hramuri, schimbarea la față, cum este schitul sus de la Locurele, sau intrarea în Biserica Maicii Domnului, sau adormirea Maicii Domnului, sau Sfântul Antonie cel Mare, ne trimit către preocupările isihaste ale monahismului din secolul al XIV-lea. Sigur, de-a lungul timpului, în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea, pusnicii care au trăit la Lainici au avut o viață isihastă și lucrul acesta îl dovedește chiar și un manuscris care provine de la Mănăstirea Lainici, datează din secolul al XVIII-lea și se află la Biblioteca Academiei Române din București. Este vorba de un miscelaneu care conține și scrierea filocalică a lui Varsanufie și Ioan. Acesta arată preocupările călugărilor de la Lainici din perioada respectivă. Preocupările isihaste culminează cu viața Sfântului Irodion. Cuviosul Irodion este cel care a dus pe culmile cele mai înalte ale isihasmului Mănăstirea Lainici, el încheind ciclul neo-isihasmului românesc din secolul al XIX-lea, care a început de fapt cu Paisie Velicicovski de la Neamț, a continuat cu Sfântul Gheorghe de la Cernica și Căldărușani și cu Sfântul Calinic de la Cernica, care l-a și adus pe cuviosul Irodion în Mănăstirea Lainici, dar care constituie și o bază de plecare pentru isihasmul din secolul 20, numai dacă exemplificăm la Mănăstirea Lainici pe cuviosul Visarion Toia, stareț într-o 1929-1951, care a murit din cauza persecuției regimului comunist, și pe cuviosul Calinic Cărvan, care a fost stareț într-o 1952-1974 și a murit în 1991, care amândoi provin de la Mănăstirea Frăsinei și împreună deci cu Mănăstirea Cernica și Mănăstirea Frăsinei, iată, Mănăstirea Lainici încheie ciclul neo-isihasmului românesc din secolul XIX, dar în același timp pune și bazele isihasmului românesc din secolul al XX-lea. Se va implica profund, fiind nelipsit la toate slujbele, urcând în timp duhovnicește, la Lainici, treaptă cu treaptă, uimindu-i pe cei din jur cu virtuțile sale. Calitățile sale, privind permanenta sa preocupare pentru dobândirea Sfântului Duh, nu vor rămâne neobservate de starețul său Calinic, viitor episcop de Râmnic, astfel el fiind tuns în monahism la vârsta de 25 de ani. În 1850 îl găsim ca părinte vrednic alături de Calinic la Craiova, care devenise episcop de Râmnic. În anul 1854, viitorul sfânt Calinic îl va numi ca egumen la Mănăstirea Lainici pe cuviosul protosinghel Irodion Ionescu. Va fi începutul celor 5 perioade de stăreție la Lainici în cei 41 de ani de viețuire în lăcașul din Defileu. Și odihnă a tuturor.
Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Irod Ion Ionescu, starețul de la Mănăstirea Lainici, a starețit în perioada 1854-1900 cu mici intermitențe, 5 la număr, și asta din mai multe cauze. În primul rând, Sfântul Irod Ion vine de la Mănăstirea Cernica, mănăstire celebră deja ca o citadelă isihastă a Bucureștiului, și atunci el se formează în duhul isihast de la Mănăstirea Cernica, și în acest duh de rugăciune tainică vine în Mănăstirea Lainici de către trimis de Sfântul Calinic de la Cernica, instalat la mănăstire ca stareț, și în această postură, sigur că erau unele lucruri care nu se potriveau cu duhul lui, și atunci așa se face că în timpul celor 41 de ani de stareție, din cei 46 de ani, respectiv între 1854 și 1900, în acești 41 de ani, în când a stăresit, de 5 ori a demisionat, chiar și în timpul Sfântului Calinic a demisionat, asta datorită, pe de o parte, intrigilor care existau în mănăstire și din partea unor părinți care vreau probabil, pe de o parte, să ia locul, și Sfântul Calinic, Sfântul Irod Ion tot timpul s-a resemnat și a cedat în fața acestor existențe și chiar și-a depus demisia la episcop, și episcopul i-a aprobat în cele mai multe ori. Dar tot timpul observăm că la câteva luni de zile, un an jumate maxim, deja părinții de la mănăstire solicitau episcopului ca din nou să vină cu cuviosul Irod Ion la stăreția mănăstirii. Deci, pe de-o parte, Sfântul Irod Ion a luat aceasta și ca o încercare de la oameni și ca o încercare de la Domnul, adică Dumnezeu încerca pe Sfântul prin aceste necazuri, prin aceste ispite, greutăți din partea oamenilor, prin aceasta să se călească, așa cum un fier se călește în topitoare, așa și un om se călește în ispite și necazuri. Tot așa Sfântul Irod Ion se călea în aceste ispite. Cedea în momentul când îi se spunea într-un fel sau altul că nu merită stăreția sau nu știu ce probabile relații erau atunci în acea perioadă, dar el tot timpul a cedat. Și de aceea aceste cedări, demisii și după aceea iarăși reveniri la Mănăstirea Lainici sunt foarte tainice, pentru că e viața Sfântului și, cum spuneam, Dumnezeu l-a încercat foarte mult pe Sfântul Irod Ion aici în timpul stăreției, prin oamenii care existau aici, și după aceea Sfântul Irod Ion a reușit în cele din urmă, în ultimii 25 de ani de stăreție ai săi, să nu mai demisionează și pur și simplu să-și instaleze acest duh al rugăciunii sihaste cu care venise de la Mănăstirea Cernica din București. Cuviosul Irod Ion a biruit cu smerenie și răbdare multe ispite din partea confraților săi, devenind faimos în toată Oltenia și Transilvania, ajungând făcător de minuni în viață. În momentul când Sfântul Irod Ion era stareț la Mănăstirea Lainici, sigur că prin munții aceștia erau o mulțime de conace ale oamenilor, stăteau sute și mii de oameni chiar pe această vale și prin munții aceștia. Și anume se povestește că în viața Sfântului, la un moment dat, într-o duminică dimineața, vine cu un vas de lapte la cuviosul Irod Ion ca să aducă și a jertfă din partea familiei o credincioasă de la un conac din vecinătate. Și la un moment dat Sfântul Irod Ion i-a refuzat laptele, vasul cu lapte, și a zis că nu primesc acest lapte, că nu e de la tine. Și atunci femeia a spus că nu prea cuvioasă, că este laptele de la mine, e mulse, proaspăt, nu e laptele tău, nu e adevărat. Ba nu prea cuvioasă, că în dimineața aceasta la mulse, de la capra mea este proaspăt, nu e adevărat. Ieri toată ziua ai dat diavolului capra și iată, laptele nu mai este al tău sau al caprei, ci este al diavolului, al celui căreia tu i-ai dăruit cu toată puterea ta și cu tăria voinței tale. Și atunci femeia, vădită fiind acest păcat, această greșeală pe care o săvârșise, la un moment dat
a recunoscut greșeala și s-a întors rușinată la casa ei. S-a hotărât pentru totdeauna să nu mai dea diavolului capra și nici gospodăria, deoarece erau aceste obiceiuri și până în ziua de astăzi există în obiceiurile Olteniei ca oamenii să-și dea diavolului capra, animalele, gospodăria, eu știu, copiii sau mai știu eu ce, tot ceea ce depinde de casa lor. Și de aceea Sfântul Irodion, pur și simplu, ca văzător cu Duhul, pentru că el a cunoscut cu Duhul ceea ce era, a făcut o radiografie spirituală a interiorul femeii și a văzut că femeia ce păcate făcuse și ce păcate săvârșise ea. Și de asemenea se știe despre Sfântul Irodion că era mare făcător de minuni în viața sa. Veneau foarte multă lume aici, se spovedeau, se dezlegau și chiar se tămăduiau bolnavi, demonizați. Până ziua de astăzi se cunoaște acest lucru. Atât cei din Valea Jiului, cât și cei din Oltenia veneau la Inici și la cuviosul Irodion ca să-i tămăduiască de diferite boli sau necazuri pe care le aveau. Cuviosul Irodion, de asemenea, profețește despre primul război mondial. Se cunoaște în viața lui că a avut un ucenic, Iulian Drăghicioiu, un ucenic foarte apropiat care era din Bumbești, Jiu, și el l-a tuns în monahis, l-a recomandat ca să fie hirotonit preot în 1886, el este tuns în monahis, după aceea hirotonit și la un moment dat îi spune, printre altele lucruri tainice lui Iulian Drăghicioiu, că părinților să păstrați rânduiele pe care vi le-am spus, să păstrează rânduiele bisericești, că la câțiva ani de la moartea mea va veni un mare prăpăd peste această Valea Jiului. Și lucrul ceea ce s-a și întâmplat, pentru că vine primul război mondial, când totul s-a distrus în această zonă, mănăstirea a fost profanată, distrusă, clopotele topite, arhiva arsă, călugări deportați în Germania și inclusiv acest călugăr Iulian Drăghicioiu a fost deportat în Germania, unde a și murit ca un martir, ca un erou și pentru credința noastră ortodoxă, pentru că n-a vrut să cedeze presiunilor care au fost asupra lui. Și de aceea Sfântul Irodion se remarcă și prin această profeție a primului război mondial care s-a întâmplat pe această Valea Jiului. La 3 mai 1900, cuviosul Irodion se mută la Domnul. Au urmat ani grei pentru mănăstirea Lainici, prorocirile cuviosului Irodion, adeverindu-se prin pustirea lăcașului de cult în primul război mondial, precum și perturbarea vieții monahale în cel de-al doilea război mondial și în perioada comunistă. După câteva încercări de intenții, după 1990, de canonizarea cuviosului Irodion, ceea ce ar fi impus un demers amplu, în anul 2008, mitropolitul Olteniei, înalt preasfinția sa Irineu, a demarat procesul canonizării, începând cu o cercetare în arhive, dorind și aflarea sfintelor moaște. După Revoluția din 1989, pentru Mănăstirea Lainici a plânat o mare tensiune așa duhovnicească, în sensul că se cunoștea din Patericul Românesc, din Convorbirii Duhovnicești ale Părintelui Ioanichie Bălan, despre viața plină de sfințenie a Sfântului Irodion. Și atunci exista o mulțime de voci care ne acuzau pe de o parte și ne îndemnau și ne apostrofau pentru că nu dezgropăm moaștele Sfântului Irodion. Se știa că la 7 ani de la moartea Sfântului Irodion au fost dezgropate și au fost găsite întregi Sfintele Moseminte, după aceea s-au pus înapoi în mormânt, nu se mai știa nimic despre el și trăiam într-o mare enigmă. De aceea, după Revoluție, aceste lucruri ni s-au pus în față. Însă, mai știam cei din mănăstire, câțiva părinți, că în 1983 s-a făcut dezgropări într-o noapte discret de către Părintele Stare Scalope Georgescu și în momentul când s-a sepat la 1.60-1.80, cât a fost adâncimea, s-a găsit niște oseminte împrăștiate, dezordonate și nu erau sfinte moaște. Atunci a stupat groapa și a închis subiectul. Și noi eram în această mare dilemă. Pe de o parte se știa că s-a săpat și nu s-au găsit, pe de o parte erau scrierile din cărțile bisericești care se spunea despre moaștele Sfântului Irodion și atunci era o altă, pe de o parte, dilemă, pentru că în primul război mondial s-au distrus toate crucile din cimitirul bisericii, inclusiv crucea de la mormântul cuviosului Irodion și după aceea, prin 1929-30, Părintele Vesaru Întoia, când a venit ca stare la Lainici, a reidentificat mormântul Sfântului Irodion și a pus crucea pe mormânt. Și probabil se ziceam că nu a fi fost crucea bine pusă. Și atunci mitropoliții toți ai Olteniei, care au fost după 90, mitropolitul Nestor, mitropolitul Teofan, au vrut să facă canonizarea Sfântului Irodion. Și
pur și simplu mi-au încredințat mie această cercetare istorică și lucruri care nu eram vrednic și nu eram cunoscător și pur și simplu n-a fost timpul să se desfacă aceste lucruri tainice. În momentul când în 2008 a venit mitropolitul nostru Irineu, având evlave expres la Sfântul Calinic și la cuviosul Irodion, a vrut să facă aceasta, să demareze acest proces de canonizare a Sfântului Irodion. Sigur că s-au făcut cercetările la arhive, cercetările istorice, a început lucrurile, chiar și scrierea vieții Sfântului Irodion și acatistul Sfântului, dar proba forte era dezgroparea moaștelor, dezgroparea osemintelor. Și așa, la unison, în momentul când ne-am dus la începutul anului 2009, în ianuarie, m-am dus la Înalt Preasfințitul și i-am cerut permisiunea să facem această dezgropare. Și la unison am spus ca să se facă dezgroparea în postul Paștelui, pentru că era în prima săptămână a postului, fiind un post mai aspru, când părinții mănâncă o singură dată în zi sau alții stau 2-3 zile de mâncat și atunci să fie o rugăciune mai deosebită și în cadrul acesta mai intim și mai duhovnicesc să se facă dezgroparea. Și atunci așteptam să vină postul mare. A sosit prima săptămână, prima zi, a doua, a treia, n-am simțit nimic, n-am spus nimic să facem dezgropare și așa se face că a trecut prima săptămână din post. Foarte dezamăgit, pentru că nu simțeam să fac nimic, nu era niciun îndemn. Și la un moment dat, la jumătatea postului, mi-aduc aminte că era pe 1 aprilie și pe 19 aprilie era Paștele, în 2009. Și atunci, cu discuția cu Înaltul Preasfințitul, cu aceleași idei, asta e chestie foarte interesantă, că tot ideile care le aveam în gândul la care tot Înalt Preasfințitul la aceeași lucru, pe acea lungime de unde eram împreună, și Înalt Preasfințitul a spus că Părinte Stareț, haide să facem dezgroparea în ajunul Sfântului Calinic de la Cernica. Pentru că Sfântul Calinic fiindu-i duhovnic, pur și simplu sub el s-a crescut cuviosul Irodion, este rudenie spirituală și în cerul Sfântul Calinic. Sfântul Calinic era pe 11 aprilie, 11 aprilie cădea într-o sâmbătă și atunci trebuie să facem dezgruparea în ajunul Sfântului Calinic și pe 10 aprilie într-o vinere. Atunci Înaltul Preasfințitul a venit de joi seara la mănăstire, a dormit aici ca vineri dimineața la prima oră să începe dezgroparea. La ora 7 a început săpăturile, Înaltul Preasfințitul a venit în curte, Sfânta Liturghie, darul înainte sfințit a început și asta e foarte interesant pentru că era vineri și atunci se făcea liturghia darul înainte sfințit și era chiar prăznuirea Sfântului Calinic. Deci acătă ziua Sfântului Calinic, adică se prăznuia liturgic Sfântul Calinic și mai departe, iarăși ca o coincidență interesantă, așa și frumoasă, remarcabilă, era chiar miercuri, pe 9 aprilie a fost chiar Sfântul Irodion Apostolul. Deci miercuri Sfântul Apostol Irodion, sâmbătă Sfântul Calinic de la Cernica și în vineri să facem dezgroparea. De iată, acești doi sfinți, Sfântul Apostol Irodion, Sfântul Calinic, erau în preajma acestei mari descoperiri și dezgropări. Lucrările de dezgropare au început, cum spuneam, vineri dimineața, a început liturghia, noi săpam mormântul. Și ajung la un moment dat, la 1.60, nu mi-aduc aminte, așa, apreciabil, o adâncime de 1.60, 1.80, la un moment dat s-a descoperit niște oseminte care erau, se vedeau că erau numai câteva, erau dezordonate, puse, se vedea că s-a mai umblat la ele și pur și simplu ne-am dezamăgit. Doamne, ce facem? Că nu sunt osemintele Sfântului Irodion, nu sunt moaștele Sfântului. Deci trei morminte, unul în cap, unul în continuarea celuilalt s-au dezgropat. Vă dați seama, de 6 metri lungime, pe 1,5 metri lățime, pe aproape 2 metri adâncime. Era o mare, mare durere, așa, cum spuneam, dezamăgire. Înalt Preasfințitul Mitropolitul s-a dus la dormitor să se roage, la în camera, în chilia în care era, noi în groapă, cum puteam și noi, și la un moment dat se întoarce la Înalt Preasfințitul și spune, ce facem? Înalt Preasfințitul spune, săpăm până găsim. Și cu foarte multă atenție, scoțând băieții pământul, încep să întrezărească primele părți ale trupului Sfântului Irodion, primele părți ale Sfântului Moaște. Și prima dată a fost impactul vizual, adică era culoarea nefirească, nu cum fusese la celălalt, o culoare maronie portocalie. Primul de asta m-a marcat așa pentru că era o culoare nefirească, nu cum fusese celălalt. După aceea, în momentul când mi-au dat în mână acele sfinte moaște, prima parte de sfinte moaște, toate trecuvoasele au trecut pe mâna mea. Știam că era un os îmbibat în apă, greutatea unui os îmbibat în umiditatea vremii de sute de ani. Și la un moment dat, când mi-au dat în mână, era osul acela, parte de osemint, era ușor ca paiul, deci nefiresc de ușor, era ca o hârtie. Și vă dați seama, deci a fost ca o mare enigmă, desușire unei mari taine, unei mari, o odisee, pur și simplu, în cercetare. Pentru că nu, dacă Sfântul nu vrea, nu se descoperea.
Dacă Sfântul nu vrea să fie descoperit, ne opream acolo, a stupa în groapa, încheiam și noi subiectul și era o mare dezamăgire pentru noi. Dar vedeți cât, ce mare înseamnă lucru, ce mare taină viața unui Sfânt, adică cât de mult a suferit Sfântul și la un moment dat credeam, ne gândeam în sine că parcă fi ca o corectare istorică. Deoarece am găsit multe oseminte lipsă, multe sfinte moaște lipsă ale Sfântului. De pildă, coastele, mâinile nu existau. Asta înseamnă că deducem noi că au fost sustrase în perioada aceea, că erau făcătoare de minuni. Și diferiți părinți, cine știe prin ce biserici sau mănăstiri sunt acele sfinte moaște? Și iată, Sfântul a dorit să fie tot trupul scos afară ca să fie spre închinare, spre slava și spre cinstirea bisericii. Și asta este un lucru mare, deosebit, adică nu conștientizăm noi, cel puțin nu îmi dau seama ce mare este acest lucru că s-a întâmplat în ziua noastră și Sfântul a dorit să fie și aceasta este un moment important pentru zona noastră, pentru țara românească, pentru ortodoxia mondială, pentru că este un sfânt care va fi trecut în sfântul calendarul bisericii noastre, să fie cinstit și noi în același timp avem un mare mijlocitor înaintea lui Dumnezeu. În Sfânt Ocrutitor al zonei. Așa cum spunea multă lume, pentru că atunci când veneau în zonă, simțeau un duh în mănăstire, ce a plana în zona aceasta. Era Duhul Sfinților de aici, Sfântul Irodion și după aceea mai sunt și al Sfinți care Dumnezeu îi va scoate la timpul potrivit, care au trăit în această mănăstire. De aceea rugăm pe Sfântul Irodion, Sfinte Preacuvioasă Părinte Irodion, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăcașul acesta dumnezeiesc este peste veacuri adăpost înțelegător. Pentru toți scăpare îmi primești moaștelor tăi.